Bună ziua și bun găsit la interviurile Pagina de Media. Sunt Petri Șorobaie și astăzi vă propun să discutăm despre un subiect foarte interesant, despre manipulare pe online și despre cum se îmbină seducția cu mesajele politice într-un mod foarte interesant. Am avut câteva experiențe în ultima perioadă. Avem exemplul Dana Budeanu, ceva mai vechi. Avem exemplul Oana Lovin din aceste zile. Dar mai avem un exemplu foarte, foarte interesant pe care l-a documentat Lucian Mândruță. Lucian Mândruță a scris un articol foarte interesant pe blogul lui, un articol exact pe această temă. O să vă dau câteva detalii, dar înainte vreau să-l salut pe Lucian. Salut, Lucian, bine ai venit la interviu. Salut tuturor, salut! Să le spunem celor care se uită acum la noi că este vorba de un articol cu titlul Sexy is the new Soviet. Un an alături de un supermodel al propagandei, practic tu o perioadă de timp ai monitorizat un cont al unei tinere frumoase, Alexandra Ciută, se numește. A fost o plăcere, a fost o plăcere. Am fost un stalker pe o pagină unde nu erau decât poze în sutien, ca să zic așa, da. Și cam așa. Ce vedem noi aici, da. Dar ce este interesant este că pe lângă aceste poze mai era și altceva. Aceste poze erau împletite cu mesaje de un anumit tip. Doar mesaje politice. Asta e interesant. Deci, fata pe care o vedem, Alexandra Ciută, am descoperit-o acum un an. Fix acum un an, mai anul trecut. Nu mai știu cum am ajuns să... Din share în share, cineva a dat share la mine la ce spunea fata asta. Era vremea când useriștii erau foarte atacați că sunt neomarxiști. Uite, asta este și prima postare a fetei în care ea zice... Eu sunt la soare, e bine. Ce părere aveți despre partidele neomarxiste USR plus? Stai și te întreb. Stai, mă, fata asta e la soare? Lumea vorbește despre cocktailuri, despre loțiuni de plajă. Cine e fata asta superbă care la soare are o problemă cu partidele neomarxiste USR plus? Ia să mă uit eu un pic. Și m-am uitat și m-am tot uitat. Sigur că e plăcut să te uiți. S-a intrat în feed sau cum s-a întâmplat? Da, cineva dintre prietenii mei, acum trebuie să spun un păcat, Petrișor. Eu am un public legacy, ca să zic așa, adică un public pe care l-am moștenit de când eram vedetă de televiziune. În 2009-2010 mi-am făcut contul de Facebook și cam în 2-3 luni s-au umplut cu vreo 1000-2000 de cereri de prietenie. În general de la doamne, în general public de-al meu din acel moment, de la Observator. Acum, publicul de la Observator în vremea aceea era mai degrabă peste 50 de ani. Doamne cu vederi mai conservatoare, așa, orașe mai mici, urban mare mai puțin, orașe mai mici mai multe, educație în general medie. A fost un public la care am dat automat, deci primele 2000 de cereri de prietenie, că eram și eu nou pe Facebook, am dat ok. Da, am dat, m-am prietenit cu toate doamnele acestea. Acum, între timp, doamnele acestea au făcut 60 de ani și unele dintre ele au devenit și mai conservatoare decât erau înainte și au luat-o pe panta asta a conspirațiilor. Au luat-o pe panta numerologilor, după aia Mercur în retrograd, astrologii ăștia dubioși, după aia cu antivaccinul, după aia, înțelegi, toată gama de oculta mondială care ne paște pe noi. Da. Și eu de la una dintre doamnele astea cu care eram prieteni și fiind prieteni, îți apare când dă un share, îți apare share la tine pe timeline, pe newsfeed, de fapt. Și am văzut-o pe Alexandra Ciută și m-a surprins exact chestia asta, adică un personaj care era de revistă și care avea o problemă cu neomarxiștii și cu oculta mondială, ba chiar și cu străinii care vor să distrugă România aducând ei corupție aici și cu Iohannis, care este un neamț nemernic, care nu știu ce face și drege românilor, care sunt distruși, în general au nevoie mare de un patriot adevărat, despre care fata asta în sutien și în chiloți știe precis că nu-l avem în momentul ăsta în România, dar îl găsește la un moment dat. M-au surprins mesajele astea pentru că, după părerea mea, ele semănau foarte bine cu ce livra propaganda rusă în ultimii ani în România. Tentația asta a
a separatismului de Europa trebuie încurajată în toate țările astea prin încurajarea caracterului național și unic al fiecărei țări. Voi sunteți cei mai tari, voi sunteți cei mai speciali din zona asta, pe voi însă toată lumea v-a împilat și v-a furat și v-a mințit. Lăsați-i de încolo de europeni că ei vă vor colonie. Cam ăsta e nivelul acestui tip de propagandă. E, Alexandra era exact pe direcția asta. Și inițial am vrut să scriu un articol și am citit un story, două, m-am uitat și pe pozele ei, destul de greu de găsit. A folosit mai multe fotografii, m-au ajutat și cititorii, mai ales după ce am publicat articolul. Găsisem inițial câteva surse, a folosit fotografiile unei celebrități din Los Angeles, Miriam Dosina o cheamă. Am mai folosit Sarah Mac, nu știu cum, o altă supermodelă, fotografii chiar mai dezbrăcate pentru unele dintre poze. Am mai folosit fotografii de la alte două, trei celebrități. A folosit, eu am publicat cam un sfert din materialul pe care l-am. A folosit inclusiv poze de la o domnișoară care părea să fie o femeie de moravuri ușoară din România pentru a o prezenta ca jurnalistă căreia i s-a blocat contul. Da, da, luați... Da. Cu două jurnaliste cărora li s-a nu aia, nu aia. Alea sunt, alea sunt sunt supermodele de prin America. Da, acele a jurnaliste cărora ia, iată. Zice Alexandra că ăstora li s-a blocat contul. Are o problemă ea, adică ea introduce și teoria asta a victimizării. Are cineva ceva cu ea, serviciile, Facebook-ul, cineva care vrea să oprească adevărul, da? Și atunci, nu numai ea, dar mai sunt și jurnalistele astea două care erau crăciunițe și care de fapt nu erau jurnaliste din România, erau două americanci. Le-am găsit. Am mai folosit, cum spuneam, și fotografii, dar nu l-am mai folosit în articol, de la o doamnă de o factură mai dubioasă, luată de pe un site de escortă din România, ca să fie clar. Dar dincolo de asta, pe mine m-a șocat legenda ei. Adică ea e o fată educată la Harvard, din descriere sau acolo pe undeva, locuiește în Dubai, are da, clar posibilități. Da, are posibilități materiale deosebite, călătorește foarte des, adică în parcursul acestui an a fost în Dubai, a fost în plajă la plajă în Groenlanda. Și asta, da. Da, deci a dus în Groenlanda la plajă, zicând că 22 de grade acolo, pentru că americanii au provocat încălzirea globală să se facă mai cald în Groenlanda ca ei să poată să exploateze gazul și petrolul de acolo. Deci se face părumăciuc. Așa. A fost în multe locuri fata, virtual firește, și am urmărit-o până după alegeri. În alegerile trecute a fost anti-USR clar, de departe, după aceea, în primăvară mă refer la europarlamentare, după aceea a fost anti-Klaus Iohannis, dar în general, care a fost strategia ei? De fapt, care e conceptul acestui tip de postac? El cred că vine din nevoia de a atinge publicul mai tânăr. De-aia sunt și pozele astea. Deci, teoriile astea ale conspirației merg foarte bine la băbătii și la moșulică. Mă să mă ierte, domnii enetate care ne urmăresc, dar cam în zona aia merge. Și la oameni fără puțin, fără multă educație și mai prostoane. Așa. Punând o poză sexy, exact. Ea își dorește public 20-40 de ani, da? Care e atras de astfel de poze și care cumva stă să se uite la fată și cu ocazia asta mai primește și un mesaj din partea fetei. Băi, neomarxiști de la USR, băi, Iohannis care e rău, așa mai departe. Deci publicul ăsta, acestui public, ea i-a livrat în alegerile din anul trecut mesajul că USR Plus clar sunt catastrofă antiromânească, dar și că în general nu e bine să te duci la vot. Deci a avut mesaje antivot și la europarlamentare și la prezidențiale. Firește, pentru că acest tip de public, în general, chiar dacă se uită după fete, nu prea înghite acest mesaj de stânga. Și atunci ideea lor, ideea celui care a făcut site-ul a fost probabil să încerce să determine publicul mai tânăr să nu se ducă la vot, știind că de obicei ăla cam are tendința să voteze fie Iohannis, fie USR Plus, cum a fost anul trecut. Deci ea cumva a încercat să-și influențeze publicul în zona asta, să nu se ducă, să nu voteze. Bun, am abandonat povestea cu Alexandra, că m-am plictisit de ea la un moment dat, dar am salvat toate materialele pentru că vreau să scriu ceva la un moment dat.
mai intram așa o dată pe lună și mă mai uitam să văd ce se mai întâmplă. Și acum, de când cu pandemia, iarăși mi-am avut un share și mi-am adus aminte de Alexandra. Tot așa, de la o doamnă mai înătate care mi-a share-uit o prostie de acolo. Ce făcea Alexandra până aprilie? Când la noi încă era stare de urgență, îi îndemna pe oameni să nu respecte indicațiile autorităților și să iasă la iarbă verde. Să iasă din casă, să iasă, să fie liber, să nu mai accepte autoritate, să nu mai accepte... Tot ce făcea guvernul era prost în momentul ăla și lumea în general trebuia să iasă să scape. Era ea la o bară cu picioarele în sus, era ea într-o pădure, într-o poziție provocatoare. N-am salvat poza, dar am văzut-o acea performanță de gimnastă foarte experiență. A încercat să-i scoată pe oameni în peisaj și înainte de Paști și înainte de 1 mai. A avut două mesaje, ieșiți, ieșiți, ieșiți. După care, undeva în 6 mai, s-a schimbat brusc tonul. Din 6 mai, când se contura cumva 15 iunie, a început cu mesaje de tipul afară, revoluție pe ei. Demonstrație, jos guvernul, jos Iohannis. Cam așa. Da, vă testează. Vor să vă bage vaccinul lui Bill Gates în fund. Vor să vă facă sclavilor. Nu acceptați, ieșiți, revoltați-vă împotriva tot ce înseamnă autoritate în România. A trecut de la scrisul cu minuscule la majuscule, cu caps lock, dintr-o dată, cam în 6 mai. Și a început să livreze din astea, dar chiar vulgar. Adică la un moment dat am avut senzația că s-a schimbat scriitorul din spate, că începea să vorbească urât. S-a schimbat scriitorul din spate. Poate s-a schimbat, deși din informațiile mele este o singură persoană care trăiește în România. Asta este ce am acum, mai mult nu pot să spun că nu am confirmat. Tu ai cercetat, este evident că... N-am cercetat eu. Ca să fie clar. Fotografii nu este persoana despre reală despre care se vorbește acolo. Cam la 70% din fotografii, eu sau cititorii au găsit sursa. Restul probabil că e pe undeva. În mod clar, persoana din poze nu este persoana care are și părerile. Da? E un colt care a fost făcut prin furt de identitate vizuală, prin furtul pozelor și în spate este cu totul altă persoană. Acum, eu pentru articolul ăsta nu am folosit și nu am surse în servicii, nu îmi servește nimeni un articol. Eu am folosit doar uitându-mă pe net. După ce a apărut articolul, au apărut alți cetățeni care pe net mi-au scris de pe Facebook, care l-au citit și au zis: băi, eu cunosc pe cineva care cunoaște o doamnă care crede că îl cunoaște pe omul care e în spate. Ok, interesant. Și în momentul ăsta sunt acolo. Adică încerc să confirm ipoteza pe care mi-a avansat-o un prieten de pe Facebook, un cititor de pe Facebook, că personajul ar fi de fapt în România. Și mai multe nu pot să zic despre asta până nu am informația finală. Da. Să continue seria. Dar uite, Alexandru Ciută este un personaj fictiv, da? Este o plăzmuire a imaginației cuiva. Dar avem două exemple care trăiesc, două exemple în carne și oase. O avem pe Dana Budeanu și o avem mai nou pe Oana Lovin. Două personaje pe care le-am putut vedea și fizic și care au cam același gen de mesaje. Uite, de multe ori scrise tot la fel, tot cu caps lock. Uite, îți dau un exemplu aici de la Da. Tot pe același tip de mesaje se merge. E, care este după tine situația în aceste două exemple care la fel îmbină partea de seducție cu partea de transmitere a unor mesaje clare și cu metodă, cu consecvență. Nu știu, Dana Budeanu, ea are o istorie îndelungată, are un soț în media, are o poveste mult mai complicată decât un fake cum e Alexandra Ciută. La fel și Ioana Lovin. Amândouă sunt persoane reale, deci e o diferență mare. Una dintre ele e plăzmuită și livrează mesaje pe o temă. Ele două au un anumit grad de libertate și în același timp un grad de responsabilitate. Ele nu pot să spună chiar orice, pentru că totuși există în mod real și se supun legislației din România. Dar,
mai spun tot felul de lucruri. Da, spun. Și mesajul ieșiți în stradă de 15 mai a fost cam constant livrat, cred că de, nu știu dacă Dana Budeanu l-a livrat, dar cred că doamna Lovin l-a livrat. Nu sunt sigur exact. Nu cred că și ea, pentru că a fost și ea în piață, a fost acolo, a fost parte din demonstrație. Sigur, am văzut o postare în care chiar spunea ne vedem, uite, cred că asta este. Ne vedem, nu știu dacă asta sunt niște postări care clar vorbesc despre da. Ne vedem în piață pe 15 mai. Cred că în primul rând ce am pățit noi când am ieșit noi, nu noi, dar în general societatea civilă, ca să zicem așa, de dreapta. Eu am fost acolo ca reporter. Când a ieșit și a fost acuzată că e plătită de Soros și de alții, cred că nu trebuie să facem aceeași greșeală să spunem că oamenii ăștia sunt plătiți. Pentru că e posibil să nu fie. Adică eu sunt mai degrabă să convins că nu sunt plătiți. Sunt convins că sunt plătiți în ceva mai valoros în momentul ăsta decât banii. Și anume celebritate pe un segment de piață care în momentul ăsta este foarte liber. E un culoar absolut liber. În România nu avem un partid naționalist anti-occidental, anti-vest, pro-rus încă nu e clar, va fi greu să-l facă pro-rus, fiindcă în România nu merge să fii pro-rus, nu există, da. Dar va fi anti-occidental, se poate să-l construiești, că ai și o bază în spate. Ai dacii, ai Vlad Țepeș și ai o mitologie destul de mult. Și atunci eu cred că ele două au intuit, în primul rând Dana Budeanu. Dana Budeanu și spune de multe ori ce crede acolo, nu e întotdeauna pe vreun mesaj trasat de cineva. Oana Lovin pare să aibă prieteni, înțeleg că e dintr-o familie care are conexiuni cu stânga, dar nu cred că asta este relevant. Ce e relevant este că în zona asta a teoriei conspirației și a antioccidentalismului era un loc gol unde nu prea existau comunicatori cu carismă. Și atunci au apărut ele. Că asta este un plan al cuiva sau nu, cred că e foarte puțin important. Ce e important e efectul. Și anume că funcționează. Adică au o anumită tracțiune, au reușit să adune oameni în piață. Mulți puțin. Voiam să te întreb care e efectul asupra publicului. Uite, parte din public râde sau ironizează. E de râs? Da. Suntem o țară liberă, deci faci ce vrei. Sigur că e de râs. Ce pot să constat? Pot să constat câteva lucruri. În primul rând, aceste fete sunt bune la comunicare. Degeaba spunem noi că băi, n-au dreptate, că sunt naționaliste, că sunt proruse. Nu, nene. În primul rând, ele sunt bune. Pe ce fac ele acolo? Deci, mesajul e clar. Dicția e bună. Retorica e energică. Tot body language-ul e puternic. Sunt memorabile. Exact ceea ce lipsește în momentul ăsta comunicatorilor oficiali. Pentru că asta este o problemă în România asta, în momentul ăsta. Comunicatorii oficiali au o grămadă de calități. Sunt băieți de treabă, sunt fideli, sunt ce vrei tu. Dar nu trec sticla nici să-i umori. Da? Niciunul în afară de Arafat nu trece sticla. De cei mai mulți se râde. Ori asta este un liability într-un moment de criză pentru un popor, pentru un sistem dacă vrei. Avem comunicatori foarte slabi, care nu pot să citească de pe o foaie, care se bâlbăi, care dau în ceaușisme, care nu sunt în niciun fel de ținut minte, fiindcă ei vorbesc numai limba de lemn. Și vin niște fătuci, super sexy, care vorbesc ca atunci când vor să te cucerească. Păi, eu mă aștept să aibă mai mult succes de acum înainte, numai puțin. Dacă puterea și, în general, dacă, să zicem, sistemul, nu știu cum să-i zic, establishmentul românesc nu realizează că trebuie să-și cultive comunicatori care funcționează, nu oameni care performează în interiorul sistemului și în logica lui. Da, șeful, suntem cei mai tari, suntem buni, mă duc eu să citesc. Nu funcționează așa. Pentru că iată, cei care se opun establishmentului din România au reușit să facă exact ce lipsește în întregime clasei politice din România. Se numește casting. La Hollywood așa se numește, casting. Ce faci la casting? Păi iei un rol, da? Cine trebuie să fie Julieta? Păi trebuie să aibă 16 ani, să fie frumoasă, să crezi că se îndrăgostește Romeo de ea, da? Cine să fie Romeo? Iarăși un băiat
tânăr, simpatic. La noi castingul e varză. Deci îl pui pe unul să fie șef la nu știu ce minister și când iese ăla în public, care ar trebui să fie așa ca tancul, e unul bâlbâit care vorbește ca acum 30 de ani. Nu dau nume că știți despre cine vorbim. Da? Păi iată-mă, unde e castingul tău? Că tu, ăla, funcția lui nu e doar să dea ordine sau indicații. Funcția lui este să vorbească cu poporul român. Dacă poporul român se uită și înțelege, e ok. Dacă poporul român se uită și simte nevoia să-l urmeze, e și mai bine. Ori asta... Da. În aceste două cazuri, îmi scuze că te întrerup, în aceste două cazuri vorbim de mesaje foarte puternice, de atitudini destul de agresive pe alocuri, chiar da. Nu e un cuvânt mare, chiar agresive pe alocuri și foarte agresive, da, foarte dar se vinde asta. De foarte multe ori de mesaje aproape identice din punct de vedere politic. E, asta este doar o coincidență, au găsit ele nișa pur și simplu, sunt mesaje pe care le dau pentru că ele simt că astfel de mesaje prind. E doar o coincidență faptul că și una și cealaltă spun cam aceleași lucruri. Din punct de vedere politic, Alexandra și Alexandra Ciută cam tot aia spune. Nu vă lăsați testați, refuzați termometru. Eu de antitermometru, de campanie antitermometru, am auzit prima oară la Alexandra Ciută. Să nu acceptăm termometru. Ieșiți afară în loc să stați în casă, tot la Alexandra Ciută am citit. Da, până la urmă știi cum e, ele locuiesc într-o ideologie. Și ideologia asta e deja scrisă. Este ideologia, cum spuneam, antiglobalistă, în care cine nu e de acord cu ei este progresist neomarxist și în care toată lumea are ceva cu România și trebuie să dăm jos acest jug al acestui guvern liberal care e vândut corporațiilor. Cam asta este ideologia lor. N-au nevoie să se coordoneze. Este ceea ce simte în această zonă de public al lor. Ele, de asemenea, își construiesc un mesaj pentru publicul care așteaptă să audă mesajul ăsta. Pentru că de ce? Pentru că publicul ăsta a fost condiționat deja de troli în ultimii 4 sau 5 ani. Aceste mesaje pe care acum aceste fete le expun public asumat au fost livrate neasumat de troli în ultimii 4-5 ani fără ca noi să facem mare lucru. Eu am scris despre acest asalt în urmă cu 5 ani prima oară. Și toată lumea a făcut mișto de mine. Băi, mândruță, tu ești nebun, cu vezi conspirații rusești pe peste tot. Acum suntem în situația în care aproape avem o majoritate de crede în teoriile conspirației în legătură cu vaccinul. De ce se întâmplă asta? Pentru că sămânța a fost sădită și udată cu picătura vreme de 5 ani. Ăștia au avut răbdare. Ce am făcut noi în timpul ăsta? Nu numai noi, ci toate celelalte țări europene, am făcut conferințe la Bruxelles. Cu canapeuri foarte drăguțe, cu somon afumat. Am mai vorbit între noi ce rău sunt rușii și ce buni suntem și deosebiți suntem noi. Și cam atât. Și în timpul ăsta, opinia publică a fost încet, încet dusă spre ideea că Occidentul e rău, România e specială, trebuie să avem grijă de noi, să expulzăm pe străini, să fim... Da? N-a fost o campanie pro-rusă niciodată. Da, pentru... și crezi că e doar o coincidență modul în care... aceste canale, Alexandra Ciută, Dana Buteanu, Oana Lovin, aruncă astfel de mesaje sau ele sunt induse cumva din anumite direcții? Există, nu știu, aici eu încă o dată n-am surse în cei care ar trebui să dea informațiile astea. N-am, chiar nu am. Ce cred eu este că există un public pentru astfel de mesaj, cum spuneam, care a fost creat, construit în timpul ăsta. Și ele pur și simplu vin și livrează marfa pentru publicul ăsta care o așteaptă. Și o și livrează mișto. Adică o livrează două fete drăguțe, sexy, empatice, par de acolo, par... Da? Deci, și discuții după? Da. Deci publicul există. Este, cum să zic, e ca la cinema. Oamenii ăia care intră în sala de cinema, jumate dintre ei vor popcorn. Păi atunci le faci un stand cu popcorn. Așa e și aici. Există publicul ăsta care avea nevoie de acest mesaj să fie întrupat în cineva. Deci suntem în faza a doua, în momentul ăsta, a propagandei, nu știu de unde poate să vină, nu vreau să mă hazardez iarăși să arăt cu degetul un stat. Sunt alte instituții care trebuie să facă chestia asta. Dar
propaganda, ceea ce simt eu că este, acum a ajuns în faza a doua, în care are reprezentanți în teren. Are foot soldiers, cum se spune în engleză. Are oameni acolo, la fața locului, cu identități clare. Chiar vreau să întreb, pentru că tu ai urmărit foarte atent acest fenomen al manipulării, cum spuneai, scris de acum 5 ani. E, cam unde suntem acum? E next level? Pentru că acum câțiva ani aveam doar site-urile. Erau câteva site-uri care aruncau informații. Acum am trecut la informații sau o anumită ideologie pe care o duc mai departe influencer sau pseudo-influencer, precum această Alexandra Ciută pe care ai urmărit-o. Hai să trecem așa, că ai în spate un trecut jurnalistic și profesional și ai văzut cum se făceau de-a lungul timpului manipulările, așa, dacă poți așa să treci ușor prin etape. Păi, ce să zic, eu am trăit ca jurnalist primele manipulări din 1990, când televiziunea română nu trimitea carul de reportaj la mitingul din piața universității, că era ceață. Așa explica, eu nu puteau să filmeze că era ceață. Deci am trăit acea epocă. Dar să înțelegi, eu m-am făcut jurnalist că am decis eu în 26 decembrie 1989, când am spart sediul ASCR din facultate și am găsit niște mașini de scris și ne-am apucat câțiva studenți să facem un ziar al facultății. Deci am trecut prin toate formele de manipulare. Și am înțeles de la bun început că în fiecare entitate de presă o să existe unii care o să tragă într-o parte sau într-alta în funcție de grupurile de interese pe care le reprezintă. Sigur că da. Chiar mă gândeam acum câteva zile la Ziua Libertății Presei. Mă gândeam să zic o chestie, dar n-am mai scris-o. Băi, eu ca jurnalist liber în 30 de ani de jurnalism am fost doar în zilele în care am fost dat afară. Doar în alea, și vreo 3. Adică nu știu ce naiba, despre ce vorbim noi aici. Dar dincolo de povestea asta, sigur că înțeleg că există o anumită limitare a libertății presei pe care o ai tu în tine, în tine însuți. Că încerci să faci bine, că atunci nu o să arunci toată ura din tine, că este și ură în tine. Nu o să arunci toate lucrurile pe care nu le-ai verificat pe piață. Nu o să faci o mulțime de lucruri. Dar pe de altă parte vor fi alții sau au fost alții care vor încerca să manipuleze presa ca să obțină diferite lucruri. De obicei, putere. Și atunci, la început, puterea asta se obținea cu televiziunea și cu presa scrisă. Puterea s-a obținut cu știrile, după aia cu televiziunea de știri. Sunt unii care și-au făcut televiziune de știri cu gândul ăsta. S-a obținut în fel și chip puterea cu ajutorul presei. Cu mecanisme directe. De obicei ăștia erau români. Adică nu de obicei. În marea majoritate a cazurilor ăștia erau români. Sigur, nu exclud că la început, în 1990, o parte din conspirația împotriva lui Ceaușescu, care a și câștigat și a reușit să ajungă la putere, avea conexiuni în Est. Asta este indubitabil și s-a scris mult despre asta. Și atunci presupun că la început o parte dintre conexiunile astea au fost păstrate. La un moment dat ele au fost rupte când am intrat în NATO. Nu știu cât de tare s-au rupt, dar să zicem că s-au rupt. De atunci, bătălia e internă, adică sunt diferiți actori care folosesc diferite mijloace și diferite tipuri de media să ajungă la putere. De obicei, partidele importante. Ăla, prin provincie se vede cel mai bine unde s-a ajuns, că nu mai există niciun ziar să fie independent. Toate sunt ale unui baron. Sau alt baron, în sfârșit. Ce s-a întâmplat interesant în ultima vreme a fost că au fost presa asta și în general a existat un consens după NATO că noi o să fim cu vestul. Un consens bazat pe experiența istorică a poporului român și pe inteligența oamenilor politici, cât a fost ea, care au înțeles, băi, cine e bogat în Europa asta, cine o duce bine? Ăștia. Hai să fim cu ăștia. Că poate o să se ia și pe noi bogăția asta. Estul, în schimb, Estul nu își dorește neapărat să ne îmbogățească sau să ne elibereze. Dar restul, și anume Rusia în principal, acum înțeleg că și China vine din urmă, își dorește altceva. Își dorește dominație. Ei iubesc asta. E pur și simplu, cum vrei să-ți iei o mașină nouă? Vrei să-ți iei o țară mai veche, care ai avut tot în proprietate mai de mult. Nu trebuie să o invadezi cu trupe. Pur și simplu e suficient să o faci să joace ca tine. E o plăcere și asta pentru un lider, mă gândesc. E euforia plăcerii.
Sigur că sunt și interese strategice la mijloc, vorba aceea, sunt interese mari la mijloc, știi expresia asta? Da, e normal. Dar în ultimii ani a apărut o putere manifestată online, pe canalele deschise de Occident, culmea, care și-a dorit să-și extindă puterea ideologic spre estul Europei. În parte să recucerească țările din Est, dar nu neapărat fizic, ci să le recucerească spiritual, emoțional, să le aducă în felul ei de a gândi și, în al doilea rând, să aibă influență în numirea conducătorilor din Vest. E de notorietate că au fost bănuieli că până și domnul Trump a fost numit cu influența Rusiei și a fost și un proces de impeachment. Exact. La fel s-a întâmplat. S-a întâmplat la fel în Franța, unde doamna Marine Le Pen a fost finanțată de o bancă rusească din Cehia. S-a întâmplat în Italia, unde 5 Stele a primit împrumuturi de asemenea din Est. Acești 5 Stele la un moment dat și-au trimis și un vicepreședinte în România să discute cu naționaliștii români la o conferință la, cred că Sinaia. Toate lucrurile astea eu le țin minte în cap, nu trebuie să mi le scrie cineva pe raport, pentru că eu sunt îngrijorat de lucrurile astea. De ce sunt îngrijorat? Nu că am în fișa postului, că nu sunt securist. Am în fișa sufletului să nu mai fi niciodată sclavii lor. Pentru că familia mea conține și a conținut și deținuți politici care ar fi fost liberi o mare parte din viața lor dacă n-ar fi fost ăștia. De aici este energia mea, de aici e durerea mea. Eu nu mai vreau să mai fie încă o generație de deținuți politici și știu că în Europa singurii care se ocupă cu deținutul politic, ăștia sunt. Mai nou și cu asasinatul politic. Deci de asta ar fi trebuit să ne păzim mai tare, zic eu. N-am putut noi, n-au putut francezii, deci n-au putut americanii. E destul de dificil. Și uite acum s-a trecut la faza pe influencer, pentru că influencerii sunt acum la modă, influencerii prin la tineri, influencerii au comunități foarte mari și prin intermediul lor se pot transmite tot felul de mesaje. Sunt și influenceri care nevinovați ajung să fie conspiraționiști. De exemplu, mi-aduc aminte că era un Dorian parcă, care a avut un rant de jumătate de oră cu toate conspirațiile din lume legate de COVID și care a fost de super succes, a avut nu știu câte mii de shares și vizualizări, milion, nu știu, foarte mult. De ce? Da, a fost pur și simplu. El nu este în vreun fel conectat, da? Nu, a făcut-o pentru că a simțit și el ca alții influență că e public acolo, că e lume care crede deja asta, hai să-i dau ce crede, hai să-i dau să pulseze eventual. El a făcut-o odată. Sunt cazurile de care am vorbit mai devreme, fac cu consecvență. Da. Sunt unele care o fac des și care, într-adevăr, par să aibă un mandat politic în direcția asta. De altfel, doamna asta, uite, cu unde-s banii câțule, Oana înțeleg că vrea să fie primar la un sector. Deci ea clar își dorește să candideze. O parte din mesajele astea au fost folosite de PSD. Asta trebuie spus. O parte din mesajele pe care deja le însămânțaseră alții în ogorul conștiinței publice românești au fost folosite de domnul Dragnea prima oară la mitingul celebru în care a urlat împotriva multinaționalelor, împotriva străinilor. Se aduce aminte, da? Deci ele au fost folosite de o grupare politică, ele nefiind mesaje introduse în România de PSD. PSD-ul a fost întotdeauna un partid de treabă care făcea deal-uri cu cei care, când era la putere, cu cei care veneau aici, vreau să mai cumpere una, să mai facă alta, să mai privatizeze. A fost un partid foarte înțelegător, dacă înțelegi ce vreau să zic. Nu era el genul ăsta. De ce s-a enervat la un moment dat? Pentru că și-a dat seama că nu mai are altă cale spre putere decât folosirea acestui tip de public, care între timp fusese terraformat. E un termen SF, adică fusese reeducat de trolii online înspre conspirații și înspre viziunea asta a României colonie aservită vestului. Chiar dacă pentru multă lume mesajele par hilare, adică dacă ne uităm prin bulele noastre, cei mai mulți iau răspăr astfel de mesaje. Acum și în bulele noastre am început să construim și noi mesaje la mișto. Ai văzut-o pe aia cu ciocănitoarea? Nu. E un Arheopteryx la un muzeu. Deci o pasăre din asta, din Jurassic, reconstruită din plastic și are vreo 5 metri și e un om lângă ea și zice: ia uite ce face radiația 5G la ciocănitoarea asta, ai văzut? Era o ciocănitoare mică și uita cât azi a făcut. Deci, da. Da, o iau serios.
Să știi că mă gândesc, mă aștept să o ia în serios. Acum două săptămâni a fost un story pe un site de tip Times in Roman în Australia, cred. Site-ul se numea... nu e Babylon Bee, că citesc mai multe de genul ăsta. Dar oricum, era un site care a zis că l-au arestat pe Bill Gates. Și era la mișto story-ul. A fost preluat instantaneu de toți trolii din lumea asta. Și cred că nici 3% dintre cei care l-au colportat nu au citit materialul, au citit doar titlul și au făcut petrecere. Gata! Bill Gates, inamicul, e lichidat. Apropo, lumea se întreabă de ce Bill Gates. Eu am un răspuns la chestia asta. Chiar, e Bill Gates, e altceva. Da. Dintr-un motiv foarte simplu. Soros e bătrân, trebuie schimbat. E obosit ca mesaj și dacă dă colțul, că e cam bătrân acum, ne trebuie un inamic global nou. Strategia pe care o folosesc acești troli ai propagandei este întotdeauna o strategie de tip bazm. Erou pozitiv, tu care dai share și crezi teoriile noastre și balaurul, care este domnul Cutare, Soros sau domnul Gates, care vrea să ne facă rău. Dar tu trebuie să-i retezi capul, scriind aici sau dând un share sau crezând sau votându-l pe Cutare, care când vine cazul. Deci era nevoie de inamicul ăsta și acum Bill Gates cred că rămâne. E bun, l-a dovedit că merge. Da, păi spunea și o doamnă prin piață, Bill Gates, sau cum a înțeles și ea. E un rău acolo. E, dar întrebarea mea este, bun, noi, sau mă rog, mare parte, să zicem că sunt imuni la astfel de mesaje. E, cum facem să-i ajutăm pe ceilalți care poate iau de bună credință toate aceste lucruri care se vehiculează de bune? Cum se poate ei apăra sau cum se putem să-i facem să se apere? Nu mă pricep. Serios. Adică îmi pare rău, cred că vine un moment când un jurnalist trebuie să fie onest și să zică, băi, până aici este expertiza mea. E bine, aici se încheie expertiza mea. De aici vă trebuie psihologi, psihiatri, mari sociologi. Eu nu știu cum poți să-i mai modifici pe oamenii ăștia. Am citit un studiu IRS astăzi, făcut de curând, adică făcut acum săptămâna trecută. 33% dintre români sunt decisi să nu-și facă vaccinul anticovid când o să apară. Deci, asta este riciul acestor campanii. Într-o situație dramatică. Deci, ne-a ținut două luni în casă și tu nu vrei să te aperi de el? Înseamnă că cu adevărat ei au în momentul ăsta un cult. Deci e o religie asta. Vorbim despre membrii a unui cult dezorganizat, care acum își găsește două preotese, pe doamna Oana și pe doamna... cum o cheamă pe cealaltă? Dana? Așa. Doamna Oana și doamna Dana, ele sunt preotesele, sunt și preoteasa Ciută, vestalele unui nou cult, acela al țărilor mici, năcăjite, global superioare Occidentului, dar care sunt furate de el. Uite. De aia și Sparanghelul. Sparanghelul, apropo, a fost o campanie foarte șmecheră. Și aia cu pădurile, o campanie tot de troli făcută și a mers foarte bine la publicul mai în vârstă, care și aducea aminte că vremea lui Ceaușescu puteai să vii cu ideea să-l oprești pe unul să ducă la muncă unde vrea el. Mi se pare absolut normal. Deci, vezi, noi nu ne-am făcut bine, nu suntem occidentali. Acești troli au prins și voce, ei mai au și pe la tine prin emisiune sunând. Adică nu e doar o prezență online sub forma unor mesaje scrise, cum era pe vremuri și nu... Nu. Asta e foarte interesant, că au început să apară trolii care sună. Și mulțumesc Parlamentului că acum poți să ai cartele cu număr luat din supermarket, da? Pe care poți să suni, că nu, oamenilor ăstora nu le e teamă să mai sune și să colporteze fake news. Deci am avut oameni care au sunat să-mi spună la radio, să-mi spună că ei știu pe cineva, un văr, care a avut un pacient mort de COVID și de altceva și a venit doctorul sau asistenta să roage să-i dea 200 de euro sau 400 de euro să lasă să treacă COVID în certificatul de deces. Să știi că mi-apar foarte mult în feed astfel de mesaj și am văzut de la jurnaliști, adică exact pe același tipar, pe tiparul ăsta de care spui tu acum. Fix, da. Pe care am făcut-o.
Astea sunt teoriile, sunt mecanismele clasice pe care le folosesc psihologii. Cei care au construit acest story sunt oameni cu adâncă cunoașterea psihicului uman și cu studii de specialitate super tari. Pentru că dacă stai să te gândești bine la povestea asta, imaginează-ți-o. Este o secvență dintr-un vis. Are un segment de irațional în ea, da? Poți să-ți imaginezi în viața reală că vine un doctor să te întrebe ce să treacă el acolo, de ce a murit ruda ta? Nu există așa ceva în viața reală. Nu te-a întrebat niciodată doctorul de ce a murit ăla. Da? Și dintr-o dată vine și îți dă niște bani și te rog să... Este onirică treaba. Este dintr-o dată, ești într-o lume imaginară. Dar lumea asta imaginară, tu oricum trăiești în ea 2-3 ore pe zi. Pentru că te uiți la filmele fantasy, te uiți la Games of Thrones, te uiți la Lord of the Rings, te uiți la tot felul de lucruri care sunt evadări din realitatea de zi cu zi. Și într-o dată vine unul care îți mai livrează o evadare din realitatea de astăzi. Foarte mișto. Într-o lume spectaculoasă în care cineva e plătit ca să treacă ceva într-un... E o poveste. Deci oamenii ăștia care au construit această chestie sunt foarte buni povestitori. Ca dovadă că l-au avut pe Dostoievski și pe Tolstoi și pe Cehov. Trebuie citiți toți ăștia, pentru că de acolo începe povestea. Da. Să ne sperie puțin situația asta? Păi, nu știu cum să zic. Nici nu-mi dau seama dacă trebuie să ne sperie sau nu. Nici la asta nu am un răspuns. Ar trebui să-i sperie pe cei care sunt implicați într-o carieră politică. Fiindcă în momentul ăsta nu mai merge ca înainte. Nu mai merge cu politicieni de seră, construiți în interiorul unui înveliș etanș, în care ei cresc mari, fără să dea vreodată față cu intemperiile. Deci nu mai merge că am stabilit noi că ăla este vedetă și îl dăm la televizor până devine vedetă și el este bun oricum. Că am stabilit noi la ședință ieri seară. Vezi, fetele astea s-a făcut un casting la ele, dragilor care decideți. Și ele au un oarecare succes. Nu este încă mare succes, pentru că amândouă au niște mari probleme de imagine, de trecut, de o mulțime de chestii. Nu sunt perfecte, dar oricum livrează mai mult decât se investește în ele, în materie de sharing, da? De troll, de troleală, de cetățeni care dau share mai departe. Va trebui clasa politică să înțeleagă toată că dacă vrea să păstreze controlul României și nu controlul în sensul dictatorial, ci dacă vrea să nu-i fugă România de sub picioare și să rămână în aer, cum a rămas aristocrația în 1789 când a venit Revoluția franceză, va trebui să caute oameni credibili care au un discurs direct, natural, firesc și care sunt iubibili de către popor. Respectați nu pentru că sunt plictisitori și, cum să zic, ca o bucată de copac. Și respectați cum e Macron, care, băi, a înscris în perioada asta. Pentru că a vorbit foarte frumos, empatic, elegant, inteligent. Îți făcea plăcere să-l asculți. Eu n-am avut nicio conferință de presă în această perioadă de epidemie la care să mă uit ca jurnalist cu plăcere. Să zic, da, bă, da, sunt mândru că oamenii ăștia conduc România. Foarte bine, ne-am descurcat. Uite, avem foarte multe influențărițe și foarte mulți influențări de succes, cu priza la public, cu un discurs foarte fain și foarte adaptat publicului lor, foarte plăcut, dar care nu aruncă niciun fel de mesaj politic, absolut niciun fel. Pur și simplu își văd de treaba lor, de divertisment, de social, de viața de zi cu zi, de lucruri din acestea, hai să le spunem, banale și aproape mărunte. Da, pentru că le plac mai mult banii. Politica divizează și acești influenceri nu vor să îi respingă pe clienții de la PSD sau pe clienții de la PNL sau pe clienții de la USR. Ei vor să fie simpatice pentru toată lumea sau simpatici pentru toată lumea. Atunci nu o să aibă păreri politice. La fel și cântăreții. Ei cântă la toate primăriile. Ce contează că e PSD sau nu contează, oricum sunt bani publici. Am avut o experiență foarte neplăcută cu cântăreți din Republica Moldova, cu ocazia alegerilor din Republica Moldova, nu mai știu, acum 2 sau 3 ani. Am luat legătura cu influenceri, mă rog, agenți, mă rog, impresari de la 3 banduri mari, 3 banduri și cântăreți mari, adică mari, uriași în România.
Și i-am rugat frumos, păi vorbește tu cu vedeta ta să dea și ea un mesaj, să se ducă lumea la vot. Ce înseamnă să se ducă lumea la vot? Nu să voteze pe cineva, să se ducă lumea să voteze, pur și simplu. Niciunul nu m-a sunat înapoi, niciunul dintre acești mari cântăreți nu au făcut vreun mesaj de genul ăsta. De ce? Pentru că să dai un mesaj ca să se ducă lumea la vot însemna de fapt să ajuți pe unul sau pe altul. Și ei n-au vrut să-și asume această datorie civică. Și aici este o altă problemă a generațiilor noastre. O ducem prea bine, ne simțim prea bine, considerăm că politica nu e interesantă pentru noi, că nu ne aduce bani și mai mult să ne cazuri ne înjură unii și alții și atunci nu ne băgăm. Și ajungem să fim conduși de oameni care la un moment dat nu se mai poată conduce România. Că nu o să aibă destulă credibilitate. Poate da. Situația de acum, care a generat down, a fost un lockdown, poate mai zdruncină puțin lucrurile. Sau sunt Nu cred. Nu cred. Reacția pe care am constatat-o eu acum nu a fost una de cum să îmbunătățim lucrurile. Din contră, a fost împuneți întrebări deranjante. Deci cumva oamenii înțeleg că sunt și ei ocupați, că sunt tracasați, că de dimineață până seara toată lumea trage de ei. Dar reacția ar trebui să fie un pic alta față de jurnaliști. Jurnalistul te ajută să fii mai bun atunci când e rău. Când e bun, te ajută să fii mai rău. Asta este ceea ce nu înțeleg oamenii politici. Un mare om politic nu se formează cu presă obedientă. Se formează cu presă care îl atacă non-stop. Și el se călește în felul ăsta, găsește soluții, găsește răspunsuri bune. Când sunt numai întrebări bune și simpatice și când te duci numai la oamenii care te... nu vei ajunge de fapt să mai controlezi publicul în vreun fel cu mesajul tău, să-l mai aduci spre direcția pe care vrei să o dai. Și ajungi să ameniți cu amenzi. Pentru că România putea să treacă prin perioada asta prin două metode. Cu amenzi sau cu ascultare de bună voie, de drag, ca să zic așa. E, asta cu dragul nu prea am avut-o în mod semnificativ. Am mai scris aici Iohannis, am mai scris un pic și Orban, dar în rest n-a fost mult drag, n-a fost multă carismă, n-a fost multă empatie la care oamenii să reacționeze nativ și să zică da mă, o să facem ce zic ăștia pentru că e spre binele nostru. N-am simțit asta, știi? Am simțit mai mult spaimă, am simțit mai multă neîncredere, dar cel puțin așa a fost în lumea mea mică de online, că eu trăiesc într-o bulă. Ca toți. Lucian, pe final, hai să ne întoarcem puțin la subiectul de la care am pornit, respectiv acel cont absolut fabulos al Alexandrei Ciută, contul care, așa cum bine seducția cu mesajele, e un articol pe care îl recomand tuturor, pentru că, așa cum a spus și la început, este articolul care sintetizează cel mai bine tot ce înseamnă acest fenomen al împrăștierii de mesaje de tot felul prin tot felul de influenceri. Este articolul pe blogul lui Lucian Mândruță. Lucian, ce urmează? Că ai spus că nu te oprești aici cu această analiză. Cum să zic? Eu nefiind nici plătit și nici incentivat în vreun fel să mă duc după această poveste, o să o fac doar în măsura în care e interesantă pentru mine și e interesantă pentru public. Încerc să aflu identitatea. Înțeleg că ar putea să fie omul din spate să fie în România și să fie un om care are mai multe accounturi din astea de tip fake. Nu știu de ce o face. Cel cu care am vorbit mi-a zis că s-ar putea să o facă așa doar că îi place atenția oamenilor. Totuși nu cred că e suficient. Cred că trebuie să fie și alte motivații. Nu neapărat bani, ci pur și simplu dorința de a fi parte a unui lucru care contează. Adică de fapt pe noi oamenii asta ne mișcă, să contăm în lumea din jurul nostru. Și ăsta este un fel de a conta în ziua de astăzi. De aceea eu nu-i acuz pe oamenii care sunt cu teoriile conspirației sau care sunt în zona asta de stânga antioccidentală. În fond, este partea unui sistem al lumii în care ei se simt confortabili. Ei n-au câștigat mare lucru în viață, nu au reușit să competiționeze, nu sunt nici ingineri germani, nici în Palo Alto, în California, programatori. Sunt niște oameni necăjiți în România care au nevoie de un pic de confort. Și această religie anti-globalizării și anti-Occidentului le oferă exact asta, un pic de confort. Mie mai degrabă mie milă de ei și aș vrea să le găsim o soluție, să le dăm noi confortul pe care în momentul ăsta îl găsesc în aceste ideologii care nu sunt bune pentru România. Chiar nu sunt bune.
Lucian, mulțumim pentru precizări. N-am spus asta, dar dacă lumea a ajuns până aici la interviul nostru, share către prietenii voștri, pentru că, așa cum spunea Lucian, în altă serie de interviuri în emisiunea lui Fără Nume, acesta este canalul nostru de distribuție și e singurul mod prin care informația poate să ajungă la... Fii atent, îți dau eu o metodă mai șmecheră, că am învățat ceva de la băieții ăștia. Fiecare al 15-lea share îți aduce noroc la bani. Perfect, nu uitați. Deci grăbiți-vă să dați share fiecare al 15-lea. Se întâmplă și astrele să au o conjuncție în tunelurile dacice de sub Bucegi și fiecare al 15-lea share la această emisiune aduce noroc la bani. În 2 săptămâni de acum înainte, garantat. Dezamorțe. Mulțumim, Lucian, încă o dată. O să urmărim ce mai afli legat de Alexandra Ciută și de cum se derulează mai nou manipularea pe online. Încă o dată mulțumim. Sper că celor care s-au uitat până la această oră. Eu sunt Petrișor Obaie și am avut o discuție cu Lucian Mândruță despre ce înseamnă manipularea, noul val al manipulării pe online, despre un cont foarte interesant, Alexandra Ciută, și mai ales, pentru că asta a fost esența discuției, despre cum se îmbină seducția cu mesajele politice, femeile frumoase cu anumite tipuri de mesaje care trebuie să ajungă la public. Dar găsiți totul în articolul lui Lucian Mândruță de pe blogul lui. Încă o dată, sunt Petrișor Obaie, mulțumim că ne-ați urmărit până aici. Până la următoarea ediție a interviurilor Pagina de Media, numai bine! La revedere!